Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pe modelul pompierului piroman, au, care dădea foc la case doar ca să aibă de lucru, în județul Arad, o nevastă de pompier a incendiat casele vecinilor ca să vadă pompierii cum sting focul. Să vină pompierii, inima să-mi stingă, să-mi stingă focul. Așa, dragoste? Nu mai pompierii mai pot să învingă vâlvătaia dragostei. Zici, Istit, că nu mai știe această piesă. N-am auzit în viața mea. Nu, da, cred. E premieră mondială. Să vină pompierii să-mi stingă focul, Margareta Păslaru? Nu. Și jocul crește, nu se oprește, mă mistuiește, mă gustiește, oh! Of! Unde ești, în ce loc, inima de piatră care mi-ai pus foc? Hai, știu alte piese de ale Margaretei Păslaru, dar asta nu... De exemplu, aia cu Serotonina e favorita mea. Serotonina, asta e mai nou. Asta e veche, e un șlagăr, adevărat. Doamna aceasta din orașul Sebiș, de lângă Arad, a incendiat de 5 ori gospodăriile vecinilor. Nu, nu, e altceva. Total diferit. E Sebiș la câțiva kilometri de Arad. Așa. De 5 ori gospodăriile vecinilor. Claudieri, că au prins-o, a spus că îi plăcea să privească intervențiile pompierilor. Pe de-aia s-a îndrăgostit, mă, de el. La care a și participat de fiecare dată. Venea, vă, îți dai seama, ăla nu putea să scape nici la serviciu de nevastă sa? Deci pompierul, ăsta, ea era nevastă de pompier. Da. Și când dădea foc, veneau pompierii, ea stătea, pândea și se ducea să-i spună: Costele, nu așa, mai la dreapta, ți-a zis, dă cu jetul ăla mai la dreapta. Nu folosi spuma aici, dragă, aule, nu știu ce e în capul tău. Unui vecin i-a provocat 3 incendii într-o lună. Prima dată i-a dat foc unei cămări, a doua o magazie cu lemne, a treia oară o altă magazie din gospodărie. Bun, noi de dată venea bărbatul, bănuiesc, că da, localitatea. În unele cazuri, în unele cazuri, anchetatorii spun că bărbatul nu are legătură cu ceea ce făcea femeia. Cum să n-aibă legătură? Venea să repare ce a stricat doamna. Venea să stingă. Toate cele 5 incendii au fost provocate în gospodării de pe strada Crișului din Sebiș. Dar asta acționa oare singură sau era cu prietene? Gemeneau fetelele aia: băi, vreți să-l vedeți pe bărbatul meu? Mă stinge focul. Ce foc fă el? Fată. Focul, uite, vă arăt imediat să-l vedeți cum stinge. Așa m-am avea vreo metodă anume? Răspund că punea foc. Nu știu dacă avea metodă, nu trebuie să dăm idei. Oricum, evident, este o infracțiune. O să fie judecată pentru asta, caz penal. Deci să nu-i treacă nimănui prin cap așa ceva, dar pe cuvântul meu, adică sincer, ci, știți că râdem de infractori proști. De 5 ori și că nu era în pe aceea stradă, cu siguranță nu e în toate. Adică nu știu dacă e, nu pot să spun. Dar de 5 ori pe aceea stradă mai variază, că dă de bănuit, adică pe bune. Eu nu, da, femeia era comodă și vrea să vadă cum vine la să stingă focul. Unde se duci? Eu fi propus soia cu el la serviciu, ăla a refuzat-o. Da. Aici cred că are și el mustră de conștiință. La brigada de pompieri altfel. Da. Săptămâna altfel la pompieri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.